Având în vedere că a fost și sărbătoarea Sfintei Maria, oamenii legii au desfășurat misiuni specifice pentru păstrarea liniștii și ordinii publice pe toată raza județului. Astfel, la sfârșitul săptămânii trecute, peste 130 de polițiști au fost prezenți la datorie pentru ca giurgiuvenii să se poată bucura în liniște de una dintre cele mai mari sărbători creștine. Polițiștii au acționat cu efective mărite și mijloace tehnice atât pe raza localităților urbane cât și a celor rurale din județul Giurgiu. În ceea ce privește serviciul de ordine publică, au fost efectuate misiuni specifice în gări, autogări, portul Giurgiu și zona adiacentă acestora. În această situație, oamenii legii nu au întâmpinat probleme. Ceva mai mult de muncă au avut însă polițiștii de la serviciul rutier. În ultimele trei zile, oamenii legii au aplicat 350 de sancțiuni cu o valoare ce depășește 100.000 de lei. De asemenea, tot în acest weekend au avut loc 4 accidente ușoare și 2 tamponări. La acest sfârșit de săptămână, polițiștii de la ordine publică și cu cei de la rutier au acționat în sistem integrat pentru prevenirea evenimentelor negative. Astfel, pe raza județului nu au fost înregistrate evenimente negative deosebite. Polițiștii de la rutieră au aplicat 350 de sancțiuni contravenționale, majoritatea fiind aplicate pentru depășirea limitei legale de viteză, în valoare totală de peste 100.000 de lei. De asemenea, au reținut în vederea suspendării 44 de permise de conducere, au început urmărirea penală în 4 dosare penale pentru abateri la regimul circulației. Polițiștii de la rutieră au desfășurat acțiuni privind depășirea vitezei legale, precum și depistarea șoferilor care conduceau sub influența băuturilor alcoolice. Aparatele radar au fost folosite la capacitate maximă, atât pe raza municipiului Giurgiu și a orașelor Bolintin, Vale și Mihăilești, cât și pe drumul național 5 Giurgiu-București și drumul național 6 București-Alexandria.